Bun, mergem mai departe și în această lecție vom adăuga modulul de SEO, da? SEO și meta taguri. Dar înainte de asta, țineți minte în prima lecție în care am înregistrat contul de găzduire, dacă nu găsiți lecția pe YouTube, pe canalul Golden Site, în care am înregistrat contul de găzduire și vorbeam despre un link de afiliat. Eu, probabil, dând click pe linkul ăsta de afiliat, am și înregistrat o conversie, da? Haideți să vă arăt cum se întâmplă, da? Deci, suntem pe ProfitShare. În momentul în care voi dați click pe linkul de afiliat din descriere, de la primul video, aici se va înregistra un comision, da? Vedeți aici, Hostico s-a înregistrat un comision în valoare de 2,43 lei, da? Asta este generat de mine, ceea ce nu e corect, practic, să generez eu singur mie comisioane, dar bineînțeles că la infinit nu pot să cumperi conturi de găzduire pentru acest comision. Nu, normal că nu, dar așa s-a întâmplat, da? Deci, în felul următor se înregistrează comisioanele. El este deocamdată în așteptare, probabil cei de la Hostico trebuie să verifice comisionul, dacă eu nu mai anulez comanda, probabil, și peste o anumită perioadă să îl aprob. Asta dacă nu o să vadă că sunt eu tot aceeași persoană și zic, bă, dar știi ce, tu ai dat click, tu ai comandat, nu e bine. Dar vedem. Bun, mergem mai departe. Între timp eu am adăugat și celelalte produse pe articolul respectiv, da? Deci în total avem 5 produse și ce vreau aici să mai zic, că pe titlu, da, pe tagul ăsta, titlul H3, da, putem să adăugăm tot un link, da? Adică în momentul de față trebuie să dea click pe butonul respectiv, dar eu vreau în momentul în care dă click pe subtitlu, tot să fie redirecționat către pagina produsului, da? Cum facem asta? Mergem în panoul de control, da? Suntem în panoul de control, da? VP Admin, mergem la articole. Aici avem toată lista noastră cu articole. În momentul de față avem un singur articol. Dăm click pe editează și la editează selectăm titlul 1, dar înainte de asta nouă ne trebuie să copiem linkul respectiv, click dreapta, copiază adresa linkului, după care selectăm tot titlul, dăm click pe butonul ăsta, legătură, CTRL, nu știu ce, inserăm linkul, dăm click pe butonul ăsta neapărat și putem să mai bifăm o dată să se deschidă într-un link nou, da? Vedeți, el acum are o liniuță, e mai albastru, asta înseamnă că este link. La fel și cu următorul, mai să nu uităm să copiem adresa linkului. Da? Selectăm, click pe butonul respectiv, click dreapta, insert, deschidem fereastră nouă, enter. Mai departe, click, copiem linkul, selectăm titlul, click, băgăm, deschidem pagina nouă, enter. Mai departe, iarăși click, copiem. Deci până la urmă m-am învățat și eu, e simplu de lucrat cu instrumentul ăsta, nu e complicat de... La început e mai complicat, sincer să vă zic, și eu de mult n-am lucrat cu el. Eu acum mai mult generez articole, le import din Excel, da, tabelă Excel cu conținut, cu titlu, cu tot, le import automat. Nu mai stau să le fac manual, da? Dar cu multă experiență le rezolvi, le faci pe astea. Le faci parfum, da? Deci deschide, ok, gata, am terminat. Dăm click pe actualizează și acum, dacă mergem pe articolul nostru, vezi articolul, vom vedea că titlul este deja clicabil, da? Deci dacă cineva dă click pe el, este redirecționat către pagina produsului. Click, da? Către produs, da? Click către produs. Uitați-vă acum, da? Deci eu sunt redirecționat prin To Performant. Eu acum dacă mă duc pe To Performant, avem linkul deschis, aici n-am înregistrat încă niciun comision, avem unul de la PetMart, dar acum o oră, dar dacă mă duc aici la click-uri, pe 11
martie, adică astăzi, am 75 de click-uri înregistrate față de ieri 278, cam puține, deci deja este după prânz și cam puține click-uri, dar probabil mai în seară o să mai înregistrez. Bun, mergem la view clicks și aici vedem PetMart, da? Deci 3 click-uri. Vedem că IP-ul este același, deci e clar, eu am dat click pe IP-urile respective, pe link-urile respective, da? Deci s-a înregistrat link-ul. În felul ăsta eu pot să mă verific dacă link-ul adăugat aici este funcțional, da? Uitați-vă, am dat click pe 3 link-uri, mai dau pe 4. Uite, al 5-lea nu s-a făcut. Dăm click pe editează, articol. Mergem mai jos, jos, jos de tot. Deci, click dreapta, copiază, selectăm, click, deschide, enter, actualizează. Vezi articolul. Asta îl închidem, mergem pe ultimul și dăm click pe ultimul, da? Deci, în total avem 5 click-uri. Mergem pe to performance, dăm un refresh, iarăși view clicks, vedem aici 1, 2, 3, 4, 5 click-uri, da, au fost înregistrate, da? Deci, link-urile sunt funcționale, lucrează, doar că există aici o mică, mare problemă. În momentul în care link-ul respectiv sau produsul respectiv nu va mai fi valabil pe site-ul ăsta, va fi stoc epuizat sau în general va fi șters, link-ul respectiv va fi considerat link expirat. Da? Și atunci trebuie înlocuit, modificat, făcut ceva, dacă el va duce nicăieri. De aceea, în situații de genul, ca să mai existe un link expirat, este bine să copiem doc clow chow adult lamp, da? Adică titlul produsului, cât mai scurt, cât mai mic, mergem în PetMart și îl băgăm aici la insert, da? Dăm click caută, nu asta, nu e bine așa, caută, enter, și practic noi o să-i direcționăm către o pagină de căutare, da? Vedeți aici, catalog search, da? În momentul în care produsul ăsta dispare, primul produs dispare, noi avem al doilea, al treilea, da? Deci noi redirecționăm către o pagină de căutare. În felul ăsta, pagina asta nu expiră. Expiră un produs, expiră al doilea, vine alt produs, da? Dar în principiu, sau dacă nu există niciun produs, vezi produse vizualizate recent sau vezi produse similare, da? Posibil vor exista. Și atunci, noi, ca să nu avem problema asta, pur și simplu generăm link către pagina de căutare produse, da? Și în felul ăsta noi optimizăm un pic link-urile de afiliere, da? Astfel încât să nu mai există link-uri expirate, da? Bun. Hai să ne întoarcem înapoi la SEO. Deci, SEO. Pentru ca să funcționeze site-ul nostru cât mai optim pentru motoarele de căutare, este nevoie să adăugăm un modul de SEO. Pentru asta mergem la module, module instalate sau adaugă modul și mergem la populare. Da? De ce la populare? Pentru că pe noi ne interesează să identificăm cel mai popular modul de SEO. Și noi vedem aici că modulul ăsta, Yoast SEO, este instalat și sunt active 5 milioane de instalări. Ce înseamnă asta 5 milioane? Asta înseamnă că în momentul de față există 5 milioane de site-uri, de bloguri, de magazine, de domenii care folosesc acest modul și modulul respectiv este activ. Adică pe lângă aceste 5 milioane mai există probabil încă vreun milion de module instalate, dar nu sunt active. Ceea ce nu contează, pe noi ne interesează doar acele active, da? Adică în timp ele au mai fost instalate, dar s-au dezactivat, da? Sau nu sunt funcționale. Bun, deci ăsta ar fi odată Yoast SEO, este cel mai popular și acum mai vine unul rapid din urmă care se numește MATK, nu știu cum. Mulți zic că este mai bun decât Yoast SEO. Dar nu știu ce să vă zic, nu știu ce să vă recomand. Asta, Rank Mat SEO Best SEO Plugin for WordPress. Da, posibil să fie mai bun decât ăsta.
Eu pe un site l-am instalat, pe altele le-am lăsat, pe unul în general n-am pus niciun modul de SEO și vreau să văd care e diferența, influențează la ceva sau nu, dar e mai greu de controlat. Uitați-vă, aici sunt 7 milioane de instalări și sunt 700 de mii de instalări. Pe care să luăm? Ăsta are 2 milioane. Pe care? Hai să luăm pe ăsta, că zic că e mai nou și ci care avea mai multe funcționalități. Da? Hai să încercăm pe acesta. Da? Dăm click pe instalează modulul. Și respectiv dăm click pe activează modulul. Aici zice să ne conectăm la free account. Dacă vreți să vă conectați, dacă vreți să nu vă conectați, eu o să-i dau skip now. Da? Și mai departe este un de ăsta, cum îi zice, de configurare. Da? Un wizard. Cum îi zice la wizard? Un proces de instalare. Vrăjitor. Ce fel de vrăjitor? Da, în fine. Bun. Aici, noi, dacă suntem începători, o să-i dăm Advanced, da? Nu o să-i dăm Custom și nu o să-i dăm Easy. Lăsăm așa pe Advanced ca să vedem mai multe opțiuni, da? Ce configurări facem. Deci asta este o configurare primară, da? După care noi o să putem configurăm acum în general site-ul, da? Dar pe urmă noi o să putem configura și paginile separate. Dăm click pe Start Wizard. Îi zicem lui modulul ăsta că site-ul nostru este un personal blog, o comunitate blog new site, personal portfolio, smart web shop, other personal website, da? Noi acestui modul îi zicem ce tip de site este ăsta și respectiv modulul îi zice la Google ce tip de site este ăsta, astfel încât Google sau alte motoare de căutare să ne trimită trafic relevant, da? Adică trafic informațional sau trafic comercial, da? În dependență de ce selectăm noi aici. Eu o să-i selectez, el de fapt este un fel de blog personal pentru că sunt articole, dar de fapt pe viitor voi face magazin din el, magazin afiliat. Da? Voi selectați de aici varianta voastră, personal portfolio, smart business site, webshop, nu știu ce, da? Deci eu o să selectez webshop, organization, consumption, nu știu ce, business type. Ia să vedem, avem noi aici pet store, perfect, da? Deci categoria pet, company name, planeta animalelor sau denumirea companiei, da? Logo for Google, aici trebuie să adăugăm un logo pentru Google, pentru site. Deocamdată nu avem niciun logo, dar pe viitor probabil vom adăuga. Sau, hai să vedem noi aici, eu mai folosesc un free image logo generator. Mai folosesc site-ul ăsta pentru generare free logo design. Da? Aici scriem numele campaniei. Pet 5. La categorie selectăm animale în pet, generate, adică o metodă, o variantă de a genera mai rapid niște logo-uri. Ce să selectăm de aici? Un câine? Sau o pisică? Pet 5. Eu zic că e ok și asta. Da, îl selectăm. Ok, avem și câini, avem și pisică. Perfect. Bun, dăm click pe save. Se salvează logo-ul nostru. Dăm click pe download. Aici ne zice să băgăm adresa de mail. De fiecare dată am băgat deja. De 100 de ori. Ok. Mail,
Bine, hai pe mail, dacă zici tu că pe mail l-ai trimis. Download. Îl descărcăm. Acesta este logo. Logo-ul. E bine ca logo-ul să-i dăm o denumire ca să-l putem ușor identifica. Deocamdată el se află în temp. Deci acesta este logo. Pet 5. Da? O să îl mutăm. Control X. O să creez un folder pentru acest site. Pentru că pe parcurs vom mai adăuga conținut pe el. 024 pet, nu? pet5.ro. Inserez aici logo-ul, da? Și merg pe site în Wizard și dau aici, adaug logo. Încărcăm fișierul din Dropbox. pet5 logo. Perfect, uite ce frumos e. Use, folosim acest logo și default social share image. Hai să-l selectăm tot pe ăsta, da? Dăm click pe save în continuă. Connect Google Service. Serviciile de la Google Benefits, nu știu ce. Nu știu dacă o să le conectăm acum. Pentru că nu le avem. Aici, practic, noi putem să conectăm contul de Google Analytics, Google Search Console, doar că eu încă n-am creat și aceste servicii noi o să le adăugăm prin modulul de la Google Search, de la Google, da? Au și ei un modul pentru WordPress și mai bine o să folosim modulul respectiv. Dăm skip la acest pas. Mai departe, sitemap. Să ne creeze un sitemap. Sitemap este un fișier în care Google îl accesează și vede ce conținut avem noi pe site, da? Deci, practic, el nu intră și răsfoiește tot site-ul, dar intră, accesează acest sitemap și de acolo și ia informația pentru baza lui de date, da? Deci e un acces mai facil pentru conținutul nostru, pentru motorul de căutare, da? Da, aici zicem că vrem să includem, vrem în primul rând să genereze acest sitemap, vrem în acest sitemap să includem imagini, postări și public și categoriile, da? Și paginile. Bun. Mai departe, dăm click pe Save în continuă. Aici, nou index empty categorii, adică să nu indexeze categoriile goale, nou follow external link, de obicei lăsăm așa, dăm click pe Save în continuă și aici zice noi că site-ul nostru este gata, enable auto-update plugin, nu știu ce, da, trebuie să-l bifăm auto-update, da? Să se activeze automat. Bun. Și cam atât. Setup Advanced Options nu ne interesează. Role Manager nu ne interesează. Skip. Redirect. 404, da, putem să lăsăm redirect. Redirection, nu știu ce. Save în continuă, da? Schema Markup. Schema asta tot e bună. Lăsăm așa. Save continuă. Și cam atât, da? Aici avem câteva setări generale, nu știu ce, nu ne interesează. Ce ne interesează pe noi este să mergem pe articol, la articole, la articolul respectiv. Și uitați-vă, noi avem articolul, da? Dar dacă mergem mai jos, în partea de jos, ar trebui să apară ceva, dar nu a apărut nimic. Ne întoarcem înapoi, avem aici. Aici, rank mat, la celălalt modul era în partea de jos, da? Deci era o fereastră specială, un bloc special pentru SEO. Și aici noi avem, da? Deci avem butonul respectiv și aici avem general, preview. Deci în felul următor arată, va arăta blocul nostru cu articolul nostru în Google. Linkul, titlul și descrierea, da? Noi putem să edităm aceste valori, da? El implicit acum la titlu pune titlul. SEP, asta e posibil că este data și site name, da, vedem top 5 produse din categoria hrană uscată câini, asta este titlul și planeta animalelor este denumirea site-ului adăugat în pașii
anterior. Noi putem să modificăm aici și să scriem cum vrem noi, da? De exemplu, top 5 top 5 hrană uscată pentru câinile tău. Da? Adică să personalizăm un fel titlul ăsta astfel încât să fie mai atrăgător, să aibă o rată de click mai mare. Asta este și scopul acestui modul, da? Că tu poți să-ți personalizezi titlul articolului. Uitați-vă, în momentul de față, dacă noi o să mergem pe pet5.ro, pe articolul respectiv, aici sus scrie top 5 produse din categoria, deci exact cum scrie, cum este numele articolului. Noi, după ce îl personalizăm, o să se schimbe și aici, da? Respectiv și lui Google, o să zicem că titlul, meta-titlul la articolul respectiv este ăsta. Nu-l lua implicit de denumirea articolului, da? Top 5 hrană uscată pentru câinele tău. Da? Și aici putem să scriem, iarăși, să personalizăm un pic descrierea. Aici avem un indicator cât de bun este articolul nostru, da? pet5.ro articole pentru animale. S-a schimbat ceva aici? Nu s-a schimbat nimic, nu? Și aici ne zice că folosim 70 din 60. Ah. A, da, vedeți, m-am dus prea departe la verde. Deci putem să ștergem și articole, lăsăm pe 5.ro. Da? De exemplu. Deci, ne orientăm și după indicatorul ăsta, da? Deci trebuie să fim pe verde, ca să fim perfect. Aici putem să previzualizăm cum arată, cum va arata pe telefon, aici cum arată pe calculator și pe social media. Vedeți că la social am băgat imaginea reprezentativă la articol. Da, e ok, nu e problemă. Putem să o modificăm. Adică de aici putem să modificăm imaginea, să adăugăm alte imagini dacă vrem. Bun, deci cam asta. Da? Adăugăm aici valorile, modificăm de aici valorile pe care le conținutul pe care îl vrem noi, da? Adică astfel încât să fie mai atrăgător. Aici este scopul să mărim rata de click pe cuvântul respectiv. Da? Noi dacă o să mergem pe Google și o să scriem acum top 5 produse hrană uscată câine, da? Noi aici avem niște rezultate. Da? Avem un site. Al doilea, bine, astea sunt reclamă. Hai să ne uităm la conținutul din căutare Google. Deci ăsta este un site. Ăsta este al doilea, ăsta este al treilea, al patrulea, al cincilea, da? Ne uităm. Cea mai bună hrană uscată pentru câini. E un articol care vrei să dai click pe el, da? Pentru că, practic, intrând pe el, o să găsești cea mai bună hrană uscată pentru câini. Cea mai bună mâncare pentru câini, 2021. Tot e bună, pentru că e vorba despre 2021, deci este actual, da? Hrană uscată câini, mâncare Royal Canin Bosch, da. Astea sunt niște mărci, știm de ele, dar nu ne ajută să aflăm care sunt cele mai bune. Cele mai bune 8 mărci de mâncare pentru câini. Da, e ok, e bun, marcă, dar noi vrem, nu marcă, dar vrem cea mai bună mâncare. Oferte avantajoase la mărci renumite și de hrană și de accesori, da? Deci noi, eu ca și utilizator, eu când vin pe Google, scriu top 5 produse hrană uscată câine, pe care site voi da click? Probabil voi da pe toate click, probabil voi alege, da? Dar factorul de decizie care este? Titlul, da? Mai ales aici, cea mai bună hrană și aici 2021, da? Deci noi, practic, din conținutul ăsta, noi putem să zicem că la
titlul respectiv, noi putem să adăugăm top 5 hrană uscată pentru câini în 20-21, da? Ca să fie top atrăgătoare, da? Adică actualitate. 2021 de actualitate, top 5 e top, da? Deci când merge vorba de top, ăla e top. Bun, deci cam asta ce ține de modulul SEO. În rest, nu știu ce să vă mai zic. A, da, gata, am schimbat titlul, dăm click pe actualizează. S-a modificat și în momentul ăsta, dacă îi dăm un refresh pe pagină, top 5 hrană uscată, vedeți acolo scrie top 5 hrană uscată pentru câinele tău în 2021, da, deci am făcut o greșeală. Pentru câinele tău în 2021, da? Adică să fie actual. Bun, mai departe. Aici putem să adăugăm un focus keyword, da? Adică un cuvânt cheie după care vrem să focusăm acest articol, da? De exemplu, hrană uscată. Da? Deci am adăugat acest cuvânt cheie. Zipost. Aia, vedeți și cum s-a înverzit tot. Deci, dacă eu șterg acest cuvânt, vedeți? Totul este pe roșu, da? Adică modulul respectiv nu știe după ce cuvânt să-mi optimizeze articolul. În momentul în care eu adaug hrană uscată, el analizează mai multe valori și îmi zice, uite, bravo, cuvântul cheie, da? Focus SEO title, da? Se regăsește în titlul SEO al articolului meu. Perfect. Focus keyword used inside SEO meta description. La fel se folosește și în descrierea meta, da? Hrană uscată. Focus keyword used in the URL, da? Adică este în URL, adică aici, hrană uscată, da? Deci sunt niște factori care influențează la optimizarea paginii, cât de optimizată este. Și noi dacă vom parcurge toți acești pași, vom optimiza după sfaturile date de acest modul, noi astfel vom avea o pagină mai optimizată, da? Cu un scor mai bun pentru căutările din Google. Asta nu înseamnă că noi să fim pe prima poziție în Google, pentru că sunt, pe lângă site-ul ăsta, mai sunt, pe lângă articolul ăsta, mai sunt în zeci, sute de articole asemănătoare pe care Google trebuie să le selecteze și să le afișeze în prima pagină. Mai mult de atât, sunt pagini mai vechi care au deja un scor de calitate în Google, da? Au o greutate în Google. El nu poate să zică, da, bine mă, ai venit tu aici șmecher de la început și hai să te pun pe tine, da? Autoritatea asta cumva trebuie să o câștigi. Și ca să câștigi autoritatea asta, trebuie să iei niște cuvinte cheie mai generale, da? Le optimizezi după acele cuvinte generale, mai mare, mai cu o concurență mai mică și el, încet, încet, Google... În Google, acest site, acest articol va prinde autoritate, da? Și pe parcurs, Google își va da seama că acest articol este mai actual, mai bun decât celălalt articol, da? Și în felul ăsta vei urca mai sus, da? Dar cu pași mai lenți, mai ales contează foarte mult și ce concurență este pe acest cuvânt cheie, da? Bun, aici zice că content is 542 de cuvinte, dar el ne recomandă să fie nu mai mic de 600, deci pe pagina respectivă ar mai trebui să adăugăm niște conținut, da? Ca să fie bifat cu verde și acest punct, da? Deci asta e, aici e vorba de basic SEO, deci ceea ce e de bază trebuie să facem. Adițional, am putea să focus keyword not found in subheadings like H2, H3, da? Adică nu se regăsește aici. Am putea adăuga cumva, astfel încât să nu-i stricăm ideea, să adăugăm aici hrană uscată, da? De exemplu, uscată
Brit, Chir, nu știu ce, da? Și automat s-a bifat că e ok, da? Add in a image white your focus keyword as alt text, da? Deci, într-o una din imagini, da? La setările imaginei, cum putem noi să vedem niște setări ale imaginei respective. Set text asociat. Hai să adăugăm aici. Alt text. Nu, un alt text trebuie. Arată mai multe setări. Da, un alt text. Text alternativ. Și aici scriem hrană uscată. Eu scriu hrană uscată, dar nu e corect să scrii hrană uscată. Trebuie să scrii ceva mai detaliat. Da? De exemplu, ăsta. Eu v-am arătat așa ca idee. Dar trebuie ceva mai personalizat. Nu încercați să faceți articolul ăsta pentru Google. Da? Faceți-l în așa fel cât să fie plăcut citibil pentru vizitatori. Da? Voi puteți să faceți smecheriile astea la început, dar dacă site-ul, articolul nu va răspunde utilizatorului, în timp oricum nu urci. Da? Dăm click pe actualizează, vedem că rank SEO ăsta a ajuns la 81 din 100, deci suntem pe calea cea bună. La adițional aici vedem că focus keyword found în focus keyword found in image alt atribut, da? Deci bine l-am adăugat în atribut. Keyword density is 0.73, focus keyword in combination appear in 4 time, da? Nu știu ce zice ăsta. Da, știu că nu e bine. Densitatea cuvintelor cheie este de 0.73, cuvântul cheie, focus și combinația apare de 4 ori. Da, probabil prea puțin, probabil trebuie mai mult, nu știu, habar n-am ce zice. Zice că nu există un procent ideal de densitatea cuvintelor cheie, dar nu ar trebui să fie prea mare. Cel mai important lucru este să păstrezi copia naturală. Da, deci asta este ca și o recomandare, dar trebuie să fiți foarte atent. În momentul în care faci exces de cuvânt cheie în conținut, în titlu, în imagine, tot nu e bine. Da? Deci trebuie să găsești undeva o variantă de mijloc. Nu am putut găsi link-uri externe în conținutul dumneavoastră. Zice că n-a putut. N-ai putut, asta e ce să facem. Da? Deci urmărim ceea ce ne recomandă modulul să facem, facem. Ce putem să facem, facem, ce nu putem să facem, nu facem. Oricum, avem un scor destul de bun din punctul de vedere al acestui modul. 81 din 100, da? Suntem ok. Citibilitatea conținutului. Use table of content or break down your text. Da? Deci... Da? Deci... Astea sunt opțiunile pentru un articol ale modulului SEO pentru optimizare. Da? Și în momentul în care facem articolul, da, intrăm și în modulul ăsta ca să îl mai personalizăm un pic, da? Bun, deci cam atât cu modulul SEO.